Bulgaria cere test PCR negativ românilor, chiar dacă sunt vaccinați sau au trecut prin boală în ultimele 6 luni. Măsura vine după ce țara noastră a intrat în zona roșie, din cauza numărului crescut de cazuri. Autoritățile din Bulgaria au înăsprit regulile pentru românii care intenționează să călătorească pe teritoriul acestei țări. Odată cu intrarea României în zona roșie, Bulgaria cere un test PCR negativ, numai vechi de 72 de ore, chiar dacă sunt vaccinați sau au trecut prin boală. O părere bună, că ce pot să zic, că dacă și la noi trebuie toți, care tranzitează, deci merge și noi și vin încoa, sigur că trebuie. Mi se pare ca fiecare popor, fiecare conducător să-și apere poporului. Mi se pare normal să se facă o testare și la noi, de exemplu, devine omul, o testează aici, băi, ești gata, du-te acasă, nu mai ești 14 zile. Pe fi și pe dubeată, te testează, du-te acasă. Cei care nu au un certificat verde care atestă vaccinarea sau vindecarea de COVID pot prezenta doar testul PCR, însă vor fi nevoiți să stea în carantină 10 zile. Este hotărârea lor și trebuie să o respectăm, dar trebuie menționat pentru cei care se duc doar în Bulgaria, nu care sunt în tranzit. Este normal, fiecare țară hotărăște... pune anumite reguli și trebuie să le respectăm. Noile măsuri nu se aplică celor care fac dovada faptului că doar tranzitează țara, ci doar celor care au ca destinație finală Bulgaria.